Ministrul Educației Naționale, Remus Pricopie, susține că dacă ar putea reintroduce obligativitatea de a se intra cu media 5 la liceu, dar acest lucru nu este posibil, întrucât ar însemna că numărul copiilor care ar părăsi școala ar fi mult mai mare decât în prezent, pentru că nu există peste tot în țară varianta școlii profesionale. Avem școli profesionale în principal în orașele mari, cu industrie puternică. Nu am garanția că la anul cei care nu iau nota 5 vor avea unde să meargă pentru a finaliza învățământul obligatoriu de 10 clase, a spus demnitarul. Pentru anul școlar viitor în județul Sălaj, în învățământul profesional au fost înființate 532 de locuri, dintre care, conform listelor actualizate în data de 7 iulie, 300 de locuri au fost deja ocupate.